Dragilor, m-am decis să fac un vlog astăzi. Am luat micul dejun și acum vreau să fac un pic de curățenie prin camere. Așa, sunoroasă. Nu-mi plac dimineții. Nu-mi plac deloc. Asta e. Și ce? Sunt niște hainuțe. Este fundiță? Unde pui fundiță? Acolo. Aici îi pui în cap fundiță? Acolo, dise. Hai te pune ochișori. Pune ochișori la maimuță. Alege care pereche de ochi vrei. Ochii ăsta. Aceștia? Hai, te ajută mami. Poftim. Pune. Ochișori. Dar nu. Așa. Ce? Bravo. Și acum ce pui? Sigurița. Da? Care vrei pe asta? Da. Nu e bine, nu. Nu mai e bine. Păi cu mână nu pot să fac. Poftim. Așeză-mă. A fodit-o. Uite. Nici eu n-am pus-o bine. Cu mână. A tas. Da. Ce pui? Și nu-i pui și una soc? Nu vrei să-i pui mai degrabă pe ăsta? Așa. Se potrivește, mamă. Așa. Pui. Unde-i pui nasul? Săracul între ochi acolo. Trage tu, că nu poți să treacă cu mâna.
Acolo stă nasă. Nu, mami, trebuie să pui puțin mai jos. Uite aici. Așa. E mai bine? Și pălărie, îi punem și pălărie. Vai, dar ce mai mult fashion avem. Da, uite, ia și pălărie. Are și fundiță la ureche. E frumoasă foc. Gata. Și unul, adică unul dublu și unul single, doar pentru o persoană, pentru că Jamie doarme cu noi în pat, adică doarme cu mine de mult timp și lui îi place să se întindă peste tot și să nu avem nicio problemă, să fie tot ok. I-am mai luat un pat soțului care doarme el single. Doarme lângă noi, însă doarme pe patul lui.
Și m-am hotărât să fac niște brioșe. Niște brioșe cu căpșuni și banană. Este o rețetă de pe Flavor pentru băiețel. Și vreau să vă arăt și vouă rețeta și cum le pregătesc. Hai să vă arăt. Deci, avem aici căpșuni, am câteva căpșuni. Rețeta este cu 100 de grame de căpșuni, însă eu voi pune totul le voi înjumătăți. Voi face mai puțin decât
standardul, cantitățile din rețeta asta, rețetă. Deci aici am uitat să cântăresc, nu știu câte căpșune am, o să cântăresc și o să vă scriu undeva pe aici. Am o banană, am aici făină, deci am să fac totul la jumătate. Deci era trebuia 100 de grame de căpșuni. Deci trebuia 160 de grame de făină, deci voi pune doar 80. Da, este zahăr aici înăuntru, știu că e cutia de lapte praf, deci voi pune, se spune că o lingură de zahăr opțional, deci voi pune o lingură, untul topit, am zis banana, ou nou, trebuia două, doar unul, lapte, cât era, 200 de mililitri, dar voi pune decât 100 și o linguriță de praf de copt. Compoziția în formele pentru brioșe. Exact, mami. Am întat drumul la cuptor, l-am dat la 180 de grade, voi ține pentru 40 de minute. Și voi pune, nu prea se vede. Și voi pune compoziția în aceste forme și voi pune și în ele niște ciocolățele micuțe. Aici. Mami, dar de ce stai așa? Stai frumos în funduleț. Nu le voi umple, le voi pune jumate. Nu știu dacă se vede. Să iau una să vă arăt. Așa. Și o să punem și câteva bombonele. I-am pus cam multe. Okay. Sunt mănici. Da, mami. O că papa. Da. Da, mami. Asta crede cu tot. Da, mi-au ieșit. Mama, decorațiuni sunt opționale, să știți. Nu e, în rețetă nu scrie de aceste decorațiuni. Și acum le voi băga la cuptor pentru 40 de minute. Hai. Hey, mami, uite aici, mami. Lasă să pun în aici. Vai, dar tremur ca să nu e tare ciudată, că nu știu cum vine, mă, mami. Din toate remorcile de pe lumea asta, tu mai poate ai găsit-o care nu știu, mami, să o pună. Niște locașuri, doamne, doamne, dar ce greu, e complicat, deci eu cu mașinuțele sunt doarze, deci, da. E aici, hai că am reușit, am reușit un lucru. Așa, și acum să punem aici, să o tracăm de tractor.
Gata, mamă. Yo, job done. Gata, bun. Am reușit. Și ești scos. Da, și ce carte e, mami? Ce carte e? Așa, ieșit. Oh, care mașina? Go! Ce mami? Vede că e camera, acum vezi că uite la camera. Zi, hello! Faci tu cu mâna, ia arată. Așa, eu sunt bună! Ce? Da, placă! Nu, ne-am scos de la cuptor. Par așa foarte rumenit, însă nu sunt, e probabil de la lumina naturală din bucătărie. Acum frig și le las să răcească și apoi le scot din formele astea de silicon. Bun, deci noi acum mai este seară, este în jur de 7 fără ceva, nu știu sigur, stați că mă uit imediat ce poți. Bun, e 7 fără un sfert și noi am pus să facă cina în seara asta. Am pus niște cartofi dulce și cu conopii de la fier pentru Jamie. Și vreau să fac și acești cărnăciori de pui. Dacă te bag la air fry, se fac acolo și cam asta mâncăm în seara asta noi. Sunt doar eu și cu Jamie, soțul este la... Mana! Charlie? Și asta! Jamie, mă arată ce condimente are mami în casă! Mami, îți place să vorbești la cameră? Faci tu că mami arăți acolo la cameră? Da, da. Da, da? Da. Da, noi am pus cărnăciorii la air fryer. Aici se fierbă cartofii dulci cu spanac. Era să spun spanac, nu știu ce. Și cu conopidă. Și acum voi tăia niște roșii care aveți probabil. Ce faci, mama, cu sare? Nu punem acolo sare. Ia arată, ce ai tu acolo? Arată acolo la cameră, ce? Sare! E sare, da, mami, sare! Sare! Da, da, așa sare. E! Bună, dragilor, am ajuns la sfârșit de zi. Am zis că să stau înainte să închei acest video, să mai stau puțin de vorbă cu voi. N-am vorbit destul cu voi astăzi. Să fac așa un mic rezumat la ce am făcut astăzi. Ne-am trezit, am luat micul dejun și am fugit, ne-am dus la un loc de joacă, un soft play, se spune aici. Că loc de joacă în interior. De ce ne ducem? Pentru că nu ne place foarte mult, mai ales în perioada asta, acum toamne, când afară aici, în Marea Britanie, vremea este... mai mereu ploioasă, frig, bate vântul și pentru că n-avem ce face, ne plictisim în casă, mai mergem cu copilul, mai mergem la un loc de joacă în interior și adică îmi place, are și niște mese unde poți să guști ceva, să bei ceva și să distreze și copilul, că asta e și ideea. Bun, și mergem destul de des, să știți că mergem destul de des, pentru că îi place lui, îi place foarte mult să joace acolo, să interacționeze cu copilași. Uite-l și pe el, mă, ce faci, puiu, ce faci tu? Da, mami acolo. Da, mami aici și cine mai e aici? Jamie. Yay, Jamie, așa, Jamie. Și se joacă și interacționează cu copiii. Și stăm în jur de aproape 2 ore, nu chiar. Da, depinde cum este el, cum e Antoane, dacă are cu cine se joace, dacă... Nu știu, depinde, dar în principiu stăm cam 2 ore. Da, mami, da, da. Și, da, sunt jucării, are unde să se cațere, topogan, bile, de toate. O să și vedeți, sigur, ați văzut în acest vlog. Ne-am întors la prânz pentru că trebuia să mănânce el. Am mâncat ciorbiță. Rutina noastră, somnul de prânz, după care am trezit
ne-am mai jucat un pic, a venit o cu prietena la mine, cu totuși un băiețaș micuț, s-au jucat ei împreună, după care... A, să vă spun despre brioșe, să știți că brioșele au avut un mare succes. Brioșe! Da, mami! S-au mâncat? Da, cum am spus, au avut un mare succes, s-au mâncat, da. Nu am făcut multe, pentru că știu din dățile trecute, nu mai am pus să schimb desenele. Da, am schimbat desene. Cum am spus, da, mami, a pornit. Din dățile trecute, când ne-am mai făcut brioși, nu prea am mâncat. Am mâncat una, două și restul m-am uitat și nu. Și am zis că de data să voi face mai puține, o cantitate mai puține. E, și culmea s-au și mâncat. Da, rețeta am găsit-o pe Flavor. Am mai făcut-o. Culmea că am mai făcut-o și acum nu știu, cred că i-au plăcut. Da, mami. Panda. Cred că a contat și acele ciocolățele micuțe puse ca ornament. Și da, și am făcut cina și acum mai stăm puțin la desene, după care ne băgăm la Nani. Cam asta am făcut noi astăzi. Cam mare parte zilele noastre sunt oarecum plictisitoare și ne mai bucurăm că ne mai scoate tate așa la un loc de joacă undeva. Mare dezavantaj aici vremea, în Marea Angliei. Doamne, nu știu, mă vorbesc în Anglia. Pentru că mie una... Nu-mi place, să vă spun sincer, nu-mi place vremea de aici. Și dacă ar fi ceva ce aș putea să urăsc la această țară, este vremea. Da, mami, merge greu, nu știu ce are desenele. Bun. Da, cum am spus, nu-mi place deloc vremea, e mereu ploios. Dacă se pornește astăzi, începe și plouă. Sunt zile bune când plouă fiecare zi. Plus de asta este vânt, o umiditate prea ridicată pentru mine. Zile cu soare mai puțin, călduroase mai puțin, da. Nu știu, poate că stai învățată cu... Deci stai să nu am pic să fac desenele. Da, le-am schimbat. Acum nu le schimbam, repetam continuu că s-a oprit. Nu știu, se întrerupe și... Da, mă întrerupe. N-am rămas. Cum am spus despre vreme, că nu-mi place... Poate că sunt eu învățată cu vremea de acolo din țară și duc dorul și... Însă să știți, încă nu m-am acomodat încă vremii de aici și mai sunt și alte lucruri care nu-mi plac, de asta discutăm noi altă dată. Da, și când e vreme urâtă, căutăm să mergem în locuri în interior, în locuri de joacă, mall-uri aici, mall-urile, nu știu... Nu-mi plac, deci nu vă spun, nu-mi plac mall-urile de aici. Și în țară, când locuiam, nu... Da, și am revenit, i-am dat lapte la băiețel să bea. O altă temă pe care aș vrea, temă, o să specific că poate nu m-am făcut destul de înțeleasă de dimineață, în legătură cu paturile din dormitorul meu, nostru. De ce avem două paturi, adică acela dublu și unul de o persoană. E soțul doarme în cel de o singură persoană și eu și cu Jamie, băiețelul, dormim amândoi în patul dublu. De când doarme băiețelul cu noi, doarme de la 5 luni. Da, de la 5 luni a vrut să doarme cu noi în pat. Iar de atunci, soțul a trebuit să plece din pat. Pentru că a spus că e frică pentru că nu știe cum, nu știu, cum doarme. El când doarme nu mai simte, nu mai realizează cum se învârte, cum se sucește și să nu se suie, Doamne ferește, pe copil. Așa că a spus că preferă să plece din pat, să nu mai doarmă cu noi în pat. Eu sunt foarte, adică eu dorm genul acela, iepurește și... adică cu un ochi la el și cu un ochi închis.
Și totuși am spus, măi, dar totuși vreau să dorm cu voi în cameră. Și am zis, hai să luăm un pat. Și am zis, bă, n-are rost să luăm un pat dublu, ci un, de o persoană. Și l-am lipit de al nostru. Și așa, e lângă noi, însă nu vine pat cu noi, ci doarme patul. De aceea avem două paturi. Pentru că soțul preferă să doarmă într-un pat separat de noi, însă separat de patul nostru, însă tot lângă noi. Da. Bun. Cam asta este. Cam asta am făcut noi astăzi. Am ieșit un pic, ne-am jucat, am mai stat în casă, am mai bucătărit un pic și a trecut ziua. Să știți că trece foarte repede timpul, mai ales când ai copil, nu știu, ai o rutină, trezit, mâncat, schimbat, plimbat, iară mâncat, dormit, jucat și mâncat și somn. Cam asta facem noi, zi de zi, aproximativ zi de zi. Și uneori este foarte plictisitor și nu știu, vreau așa să ies din rutina asta și să mai fac și altceva și să mai ieșim, să ne mai plimbăm. Dar depinde și de cum este soțul liber, pentru că, nu știu, nu-mi place, rare ori ies să mă plimb doar eu cu Jamie și preferăm să ieșim toți trei. Bun, da, deci cam asta a fost ziua noastră. Nu mai scoate limbuța mami, că nu-i frumos, nu-i frumos scoatem limbuța. Da. Eu, din ce în ce îi spui, mai rău faci. Da, și acum, da, cred că am spus da de nu știu câte ori. Deci o să închei acest vlog. Vă mulțumesc că ați vizionat și să nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Pentru mine contează mult.